Bună ziua, stimați reprezentanți mass media, dragi cetățeni, cei care ne urmăresc acum în direct. V-am invitat la această oră matinală, în acest spațiu neobișnuit pentru conferințele de presă, pentru a vă anunța intenția Ministerului Culturii, a Guvernului Republicii Moldova, de a înființa în acest spațiu, și vreau să menționez că ne aflăm în clădirea editurii Universul, tipografiei Universul, mai bine zis, de a înființa în acest spațiu un centru modern, un centru de cultură și artă contemporană, care se va numi, la fel, Universul. De mulți ani se vorbește în Republica Moldova despre necesitatea oferirii spațiului pentru activitatea artiștilor contemporani, sectorului independent. De mulți ani se caută posibilitatea înființării unui centru cultural și de artă contemporană la Chișinău. În sfârșit, demersurile Ministerului Culturii au dat roadă și astăzi anunțăm cu bucurie că în acest spațiu, în acest cartier, va fi înființat Centrul de Cultură și Artă Contemporană. Este o sarcină destul de complicată. Noi vorbim nu de un spațiu doar oferit artiștilor contemporani, noi vorbim de un spațiu care cuprinde peste 14.000 de metri pătrați care vor fi oferiți pentru diferite activități a sectorului independent, a artiștilor contemporani și o totalitate de peste 21.000 de metri pătrați a acestui centru. Activitățile care vor fi desfășurate în acest spațiu vor fi diferite, începând de la oferirea atelierelor de creație până la spații pentru galerii de artă, înființarea unui cinematograf în care vor fi prezentate peliculele regizorilor noștri autohtoni, vor fi prezentate în exclusivitate filme de artă și va fi complet altceva decât principiul cineplexului. Deci vreau să menționez că nu vom intra în concurență cu cinematografele private care activează pe modelul cineplexului, ci vom activa în forma și susținerea doar peliculelor necomerciale, sociale și de artă. În acest spațiu se va regăsi și al treilea bloc oferit Bibliotecii Naționale pentru depozitar de carte, săli de lectură, librării și multe alte activități care vor fi stabilite și organizate, în primul rând, în urma unui studiu de fezabilitate care îl vom comanda în scurt timp pentru a înțelege posibilitățile acestui spațiu și necesitățile și oferta sectorului cultural pentru a pune la dispoziție cetățenilor Republicii Moldova, chișinăuienilor, dar și oaspeților, turiștilor care ne vizitează țara, atât un loc bine amenajat, modern, unde are loc, unde se desfășoară conferințe, activități artistice, didactice, cu impact, cu un puternic impact social. Rog colegii să... Deci, vedem pe ecran acum situația actuală, care este de mulți ani în această stare și este în plin centru Chișinăului. Noi vorbim de o atractivitate a Republicii Moldova ca destinație turistică, noi vorbim despre o atracție deosebită a capitalei noastre și, din păcate, până acum avem, iată, așa, un tablou chiar în inima Chișinăului. Ceea ce ne propunem noi, ceea ce ar putea fi aici,
Este, vă rog să schimbăm, da, iată, vedem sala în care ne aflăm la moment noi, ar putea fi o mare sală de expoziții, o mare sală de, o galerie de artă. Vreau să menționez că în acest spațiu avem 4 săli de această mărime și activitatea în aceste săli va fi foarte bine gândită și consultată cu artiștii independenți, cu sectorul independent cultural, pentru a organiza și a înțelege acțiunile care vor fi desfășurate aici. Vă rog, iată cum ar putea să arate, în schimb, această clădire a tipografiei Universul. Deci este doar o viziune, nu este un proiect, nu este o schiță de proiect și nici bineînțeles, o schiță de execuție. Este doar o viziune a colegilor despre cum ar putea fi, dar, repet, lucrurile se vor stabili în urma unui studiu fundamental pentru acest proiect. Noi vedem din stradă, iată, colțul clădirii, vedem amenajarea nu doar a spațiilor interioare, ci și a curții interioare a complexului. Vă rog, următorul tablou. Așa ar putea arăta curtea interioară pentru activități culturale în aer liber. Iată o schemă de amplasare, inclusiv locuri de parcare pentru vizitatori. O schemă a complexului de sus, deci noi vorbim de întreg complexul tipografic Universul, în perimetrul străzilor. Acest centru cultural va fi în perimetrul străzilor. Și un moment extrem de important, în acest centru nu va fi activitate comercială în sensul oferirii spațiului comercial pentru magazine și pentru distribuirea obiectelor industriale. Va fi în exclusivitate destinat activităților culturale, activităților artistice. Va fi un spațiu pentru un teatru de proiect, un teatru experimental, unde teatrele private, teatrele contemporane, teatrele altfel decât cele din gestiunea Ministerului Culturii vor avea posibilitate să-și prezinte lucrările aici. Vor fi săli de conferință, etc. Iată un spațiu, cum îl vedem noi, amenajat pentru activități în exclusivitate culturale și sociale. Deci, repet, nu va fi un spațiu destinat activităților, instituțiilor subordonate Ministerului Culturii, chiar dacă și acolo ne lipsesc multe spații. Acest spațiu, acest cartier cultural va fi în exclusivitate destinat evenimentelor culturale și artiștilor contemporani. Iată, vedem o posibilă amenajare a curții interioare cu o mică scenă, o mică estradă, unde vor putea fi organizate concerte în aer liber sau alte evenimente. Vreau să vă anunț de altfel că în zilele imediat următoare vom anunța un apel, și pe această cale vreau deja să-l pronunț, un apel către sectorul independent cultural, către artiștii contemporani, să vină cu inițiative către Ministerul Culturii pentru a propune activitățile pe care ei doresc și sunt în stare să le asigure. Pentru că, repet, noi vorbim de un spațiu extrem de ofertant și suficient pentru toate necesitățile sectorului, dar totodată vrem să ne asigurăm că aici va fi viață. Aici se vor desfășura evenimente în permanență, se vor desfășura evenimente
de educație a tinerelor generații, pentru ca acest punct să devină cu adevărat un punct de atracție pentru toată comunitatea noastră, pentru toți cetățenii noștri, și atunci când cineva vine la Chișinău, aici poate găsi toată informația despre ce se întâmplă în viața cultural-artistică a țării și, de fapt, să participe în aceste activități desfășurate în complex. Deci, noi vorbim despre o revitalizare a acestui spațiu integral. Construcțiile propriu-zis vor fi minime. Vor fi doar ajustări care vor permite să transformăm acest spațiu industrial într-un spațiu cultural. Vă rog, următoarea. Da, ne-am întors la punctul de bază. Bineînțeles, se vor regăsi și cafenele, pentru că vizitatorii trebuie să aibă posibilitatea să consume o cafea și un sandwich, pentru că nicăieri în lume, fără această ofertă, deci nu funcționează un centru cultural. Noi am studiat, dar vom crea un grup de lucru care va merge să studieze, să preia experiența altor state, cum ar fi România, unde sunt deja mai multe centre culturale organizate în spații, în fostele spații industriale. Vom merge în țările baltice, care la fel au o experiență deosebită. Și desigur vom consulta colegii noștri din sectorul independent și din sectorul artiștilor contemporani, cum putem organiza mai bine acest spațiu și funcționalitatea lui. Repet, din punct de vedere comercial, aici se vor regăsi doar librării și lucruri de artizanat a meșterilor noștri populari sau a meșterilor artizani, inclusiv nu neapărat din arta populară, dar din arta contemporană și modernă, pentru că avem și astfel de meșteri. Noi ne dorim pe viitor înființarea în acest spațiu a unui muzeu de artă contemporană, dar acest lucru este de perspectivă, pentru că este extrem de costisitor în ziua de azi să creezi un muzeu de artă contemporană care ar prezenta valoare și atractivitate, dar ne dorim foarte mult să punem în lumină artiștii noștri, în primul rând, și să le dăm posibilitate să creeze, oferindu-le la chirie simbolică sau chiar poate gratis, spații pentru atelierele de creație și pentru activitatea lor. O să-i rog pe colegii mei să vă vorbească în detaliu despre acest proiect. Vă rog. Mersi, Roman. Bine că v-am găsit aici. Eu vă prezint echipa de autori care au elaborat acest proiect de revitalizare. Pentru noi, revitalizare este o logică legată de ceea ce noi avem de azi. Asta este pentru noi foarte principal, ceea ce era să putem să salvăm, cei construcții și fundamente care avem de facto, ei să poate să fie ca un context plin de idee pentru revitalizare. Deci, acest complex, universul, o să fie plin de trei blocuri. Accentul principal era elaborat în blocul central. El are o posibilitate foarte mare, fiindcă are o curte privată, unde poate fi creată orice idee
pline de fantezie și pentru noi era principal să elaborăm ceva nou, ceva cu scopul pentru a regândi spațiul acesta. Deci, aici se vedeți curtea de interior principală regândită de noi, unde vor fi niște discuții între tineri, niște vorbe creative și o să fie tot legat de creativitate. Deci, toate aceste blocuri sunt legate de o galerie și în cel mai intensiv loc o să era proiectat o scară principală de un hol de intrare principală. Puteți să vedeți cum vor arata aici. Deci, asta imagine care e mai mare este intrare principală, această imagine o să vadă toate oaspeți, toți oameni creativi și noi sperăm că aici o să apară idei noi care o să dezvolte industria creativă în Republica Moldova. Între alții detalii, noi salvăm toate construcții de suport, noi salvăm toate accesuri, noi numai am regândit de nivel pentru conferințe. După asta au apărut aproximativ 3-4 mii de metri pătrați în plus pentru a fi complex plin. Încă o dată, deci pentru noi era principal să salvăm ceea ce este, numai să regândim și a adăugăm puțin de creativitate în arhitectură pentru a avea viitor posibil acest complex universul. Noi sperăm și avem încredere în suportul dumneavoastră pentru a adauga ceva idei noi. Noi suntem deschiși și sperăm cu parteneriat cu Ministerul Culturii o să dezvoltăm acest proiect. Mersi mult pentru atenție, bine că v-am găsit aici. Mulțumesc, Roland, pentru această prezentare. Deci, cum am mai spus, este o viziune a colegilor. Bineînțeles, noi vom face acest proces de conceptualizare extrem de transparent și vom fi receptivi la toate ideile, propunerile și, bineînțeles, schița de proiect va fi comandată în baza unui concurs în care sper, iată, compania pe care o reprezintă Roland să participe și să vină cu ideile dezvoltate deja pentru acest proiect. O să-l rog pe colegul meu, Roman Guneavăi, să ne spună câteva cuvinte despre experiența altor țări și importanța înființării în Republica Moldova a unui astfel de centru cultural. Vă rog, Roman. Bună ziua! Vreau să spun că experiența noastră în Chișinău nu prea bună în această direcție, pentru că noi vedem că mai multe cazuri când clădirile industriale se demolează și după asta noi vedem blocuri locative. Dar în țările europene noi putem să vedem mai multe cazuri, mai multe exemple când dezvoltatorii sau guvernul sau administrația publică locală propune idei de revitalizare a teritoriului. În același mod și noi am propus ideea că noi păstrăm toate clădirile, toată structura care noi avem acum la acest cartier și revitalizăm total cartierul în domeniul tot util pentru public. Dar ideea nouă că noi aici o să amplasăm un nou cartier cultural. Și acest cartier este foarte important, o să fie foarte important pentru Chișinău ca un punct
nu numai pentru cultură, dar și pentru punctul turistic, pentru că total viața acestui cartier o să schimbe și noi o să avem punct de atracție la Chișinăuieni în centru istoric, cum noi vedem centru istoric și clădirile care există acum, inclusiv și industriale, noi putem să reamenajăm și să dăm o nouă viață la aceste clădiri în domeniul cultural-turistic. Și asta e foarte bun exemplu și noi conlucrăm cu specialiști în acest domeniu care au experiență de a revitaliza clădirile industriale în alte țări, inclusiv în țările baltice. Noi o să invităm acești specialiști și o să fie o parte componentă a echipei care o să dezvolte acest cartier. Mulțumesc! Mulțumesc, Roman! Vreau să aduc doar un singur argument logic în favoarea acestui proiect, pentru că, cum bine vă dați seama, spații lipsesc pentru toate instituțiile statului, pentru toți își doresc să aibă spații, avem agenții ale statului care ar și exista un astfel de concept care ar putea să fie relocate aici, în acest spațiu central. Argumentul de bază a Ministerului Culturii de a renunța la ideea relocării în acest spațiu a instituțiilor statului este foarte simplu și, din punctul meu de vedere, logic. În acest caz, la ora 8 dimineața, toți funcționarii publici, toți lucrătorii acestor agenții ar veni cu automobilele proprii, așa sau altfel, până în centru, s-ar crea o mare problemă de trafic, iar la 6 seara toți ar părăsi această clădire, s-ar stinge luminele și în plin centru Chișinăului ar fi o zonă moartă, pe când noi ne dorim ca aici să fie viață, să poată cetățenii seara după serviciu să vină în acest spațiu și să petreacă timpul participând sau admirând opere de artă, vizitând galerii, participând la un spectacol în calitate de spectatori sau la proiecția unui film. Acest argument a convins și avem acordul guvernului de a susține și a înființa acest proiect. Întrebarea cea mai interesantă este cât ar costa revitalizarea acestui spațiu. Bineînțeles, e prematur să spunem sau să declarăm cifre exacte. Vom putea estima mai aproape de adevăr în urma unui studiu de fezabilitate care va indica și un posibil deviz de cheltuieli, dar examinând experiența altor țări și revitalizarea altor spații, putem spune că acest proiect ar putea să coste în jur de la 10 la 15 milioane de euro. Deci asta ar fi cam suma investită în tot acest cartier ca să obținem rezultatul scontat. Finanțarea acestui proiect este extrem de grea, după cum vă dați seama, și banii din buget nu tocmai sunt întotdeauna disponibili și avem și alte obiecte și obiective pe care intenționăm în continuare să le revitalizăm, să le restaurăm și să le punem în slujba societății. Am găsit soluția în guvern, cu colegii din guvern, s-a găsit soluția de a aloca acești bani în urma comercializării sau în urma tranzacției care va fi încheiată cu Statele Unite ale Americii, oferind ambasadei Statelor Unite terenul de pe strada Tighina. Vreau să spun chiar în aceste clipe, în acest moment, colegii din guvern înaintează spre avizare un proiect de hotărâre de guvern prin care vor fi inițiate negocierile cu Statele Unite ale Americii pentru încheierea unui nou acord, unui nou memorandum care va reflecta, de fapt, transmiterea sau oferirea acestui
complex, acestui teren de pe strada Tighina. Țin să menționez faptul că acest memorandum sau acest acord încă nu este negociat. Deci această hotărâre de guvern la care, sau proiect de hotărâre de guvern, mai bine zis, la care mă refer, este de inițierea și acordarea împuternicirilor de unor delegați a Guvernului Republicii Moldova de a negocia cu partea americană și de a formula și a stabili acest, conținutul acestui acord. Acordul va fi făcut public abia după încheierea acestor negocieri. Dar vreau să menționez faptul că, reieșind din poziția și atribuțiile Ministerului Culturii, vreau să asigur societatea, persoanele interesate, despre faptul că terenul din strada Tighina, la care ne referim, care este în paragină și mai mult decât acest complex, care iată de 14 ani după ce a fost demolat în 2007 stadionul Republican, se află într-o stare precară și este o zonă care nu ne face față. Construcțiile viitoare pe acest teren vor fi condiționate. Terenul care va fi oferit Ambasadei Statelor Unite pentru construcția viitoarei ambasade se află în zona centrală, în nucleul istoric al municipiului Chișinău. Respectiv, va fi reglementată posibilitatea sau libertatea de a construi pe acest teren de anumite cerințe. Agenția Proprietății Publice, împreună cu Ministerul Culturii, a comandat deja un studiu istorico-arhitectural. Acest studiu îl vor efectua colegii de la Institutul Național al Patrimoniului sau Patrimoniul Național. Și acest studiu științific, istorico-arhitectural, de acest studiu se vor ghida echipa de negociatori care va discuta cu Ambasada Statelor Unite limitările impuse acestui teren. Cum ar fi, de exemplu, păstrarea porților de intrare în stadion, pentru că sunt un monument istoric, restaurarea acestor porți, amenajarea spațiului aferent porților prin amenajarea unui parc și oferirea cetățenilor acces liber și deschis atât în parc, în zona de parc, cât și pentru vizitarea și admirarea porților ca monument istoric, regimul de înălțime care va fi reglementat, și aceste lucruri se vor regăsi în memorandumul, în acordul care va fi încheiat. Vreau să subliniez faptul că din 2006, când a fost închis stadionul, și în 2007 a fost demolat, zona din jurul acestui teren are foarte mult de suferit. O dezvoltare în jurul unui spațiu gol nu prea, ne convingem, de 14 ani, nu prea este posibil. În momentul când în acest spațiu va fi construită o nouă ambasadă a Statelor Unite ale Americii, zona, cartierul aferent, va avea un impuls puternic de dezvoltare. Și sperăm foarte mult că datorită acestui fapt vom putea în sfârșit să găsim posibilitatea de a reloca penitenciarul care astăzi se află în nucleul istoric practic al Chișinăului, într-o zonă mai depărtată, într-o zonă periferică, pentru a oferi atât reținuților din acest penitenciar condiții mai umane de existență și a dezvolta în această zonă atât din punct de vedere comercial, cât și
plus valoarea, de fapt, proprietăților private care se, care se regăsesc în această zonă. Deci, iată, prin acest proiect, noi ne propunem, Ministerul Culturii, în limita competențelor pe care le are și atribuțiilor, responsabilităților, să dezvoltăm concomitent, în paralel, două obiective importante. Zona terenului de pe strada Tighina și complexul Universul pentru centru de cultură și artă contemporană. Vă rog, dacă sunt întrebări. S-a oprit odată cu schimbarea noului guvern înstrăinarea acestor edificii. Da, studiu de fezabilitate, memorandum, finanțe, dar în opinia dumneavoastră, domnul ministru, la momentul când vor fi și finanțe, studii de fezabilitate, cam cât timp ar dura reconstrucția acestei clădiri și deschiderea acestui centru de cultură? Mulțumesc. Noi ne dorim să realizăm studiul de fezabilitate și posibil și proiectul, idee de proiect, proiectul de execuție, până la sfârșitul acestui an. Începând cu anul viitor, noi vom putea deja vedea, de fapt, termenii de execuție și de deschidere a acestui centru. Deci e un lucru destul de complicat, nu doar echipa care va fi mandatată să facă acest studiu de fezabilitate va lucra, vom lucra toți noi, va lucra Ministerul Culturii, vom mobiliza toată societatea culturală, sectorul cultural independent, artiștii contemporani, toți doritorii care vor veni să propună activități și idei noi, pentru că aceste activități să fie, în acest spațiu să fie prevăzută asemenea activități. E o sarcină ambițioasă, până la sfârșitul anului curent, să finalizăm aceste formalități pentru a începe cât mai curând lucrările de reabilitare. Că vor dura lucrările un an, că vor dura doi, e greu de spus acum, vom vedea în urma acestui studiu. Vă rog, mai sunt întrebări? Anticipând cumva ideile și comentariile care vor fi, bineînțeles, în societatea referitor la tranzacția cu Statele Unite ale Americii, aș vrea să menționez faptul că acest teren sau valoarea lui este limitată de câțiva factori. Cum am spus, în primul rând, de amplasarea terenului în nucleul istoric, ceea ce impunea deci limitări vis-a-vis de construcție, utilitatea construcțiilor din această zonă, pentru că, iată, din 2007 au fost mari interese în jurul acestei zone, interese de construcții pentru centre comerciale și spații locative, etc., etc., ceea ce zona nu poate suporta, iarăși din nou, spații locative și centre comerciale. Respectiv, amplasarea ambasadei Statelor Unite ar fi soluția cea mai potrivită pentru această zonă. Conform practicilor internaționale, țara gazdă este datoare să ofere pentru ambasadele străine terenuri pentru construcția ambasadelor în mod gratis. Și aș vrea să subliniez faptul că exact în acest mod gratis a fost oferit terenul de pe strada Ștefan cel Mare ambasadei Federației Ruse. Deci, din câte cunosc eu, nefiind nici evaluator, nici membru a Comisiei de Negocieri, Comisia de Negocieri va reieși atât din oferta făcută de partea americană, din limitările care sunt impuse de legea
protejării monumentelor istorice și va utiliza guvernul acești bani atât în înființarea acestui centru, cât și în alte scopuri, cum ar fi reparația școlilor sportive din țară, efectuarea unui studiu de fezabilitate pentru viitorul stadion Republican, identificarea locului pentru acest viitor stadion, pentru că locul de pe strada Tighina nu este ofertant și nu este posibilitate de a construi un stadion modern în acest teritoriu, în acest spațiu. Deci stadionul trebuie relocat și guvernul va, sper, la fel până la sfârșitul acestui an, va veni cu acest studiu de fezabilitate unde se va indica atât locul cât și detaliile de construcție acestui stadion Republican nou. Vă rog, dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Suntem deschiși în continuare, este o temă extrem de importantă, o temă cu interes social, respectiv suntem gata să răspundem la întrebări. Vreau să spun că în scurt timp colegii de la guvern, care sunt mandatați de fapt cu tot acest proces de negociere și de stabilire a mecanismelor, vor veni cu un comunicat în care vor fi descriși pașii ce urmează a fi întreprinși pentru realizarea acestui nou memorandum, acestui acord cu partea americană. Vă mulțumesc și sperăm în scurt timp să venim la deschiderea acestui centru de cultură și artă contemporană din orașul Chișinău. Vă mulțumesc!